Metronom 74. La microfon, Cornel Chiriac și Rock in Concert. Astăzi am deosebită plăcere să vă prezint experiența la fel de deosebită a lui Rick Wakeman, până acum membru al grupului Yes. Prezentarea albumului se petrece în momentul în care Rick Wakeman a anunțat despărțirea sa de grupul Yes, momentul în care, la începutul lunii iunie, cel de-al doilea album independent al acestui keyboard extraordinar, Journey to the Center of the Earth, a atins poziția supremă în topurile de LP-uri engleze, dar nu acest lucru este important. Albumul a fost înregistrat în concert la Royal Festival Hall din Londra, vineri 18 ianuarie 1974. Rick Wakeman, acompaniat de Orchestra Simfonică din Londra și corul de cameră englez condus de David Misham. Narator David Hemmings. Rick Wakeman personal a cântat la ceea ce cu toți ne-am obișnuit să numim keyboards, adică pian, pian electric, orgă, Moog synthesizer și alte asemenea aparate de construcție specială. Lucrarea lui Rick Wakeman a fost inspirată de romanul celui care este considerat părintele literaturii științifico-fantastice, Jules Verne, Călătorie către sau spre centrul Pământului. Povestea începe așa. La 24 mai 1863, la Hamburg, în Germania, profesorul Lidenbrook și nepotul său Axel descoperă un vechi pergament într-o carte din secolul al XII-lea intitulată Heimskringla, o cronică despre un prinț norvegian care avea puteri asupra Islandei. Acest pergament însă era scris în latină și a fost tradus de Axel. În el se găsea însă și o mărturisire a unui alchimist din secolul al XVI-lea, Arne Saknussemm, care suna după cum urmează. Descinde în craterul lui Sneffels Jokull și, dacă vei face aceasta înainte de calendele lui iulie, vei ajunge până la centrul Pământului. Eu am realizat acest lucru. Sneffels este un munte înalt de 5.000 de picioare în Islanda, un fost vulcan a cărei ultima erupție s-a produs în anul 1229. Așa începe romanul lui Jules Verne, așa începe și călătoria științifico-fantastico-muzicală a lui Rick Wakeman. Vă spuneam că alături de grupurile The London Symphony Orchestra și The English Chamber Choir, dirijat de David Misham, l-avem pe naratorul David Hemmings și, de asemenea, ca solist vocal, pe Gary Pickford, Hopkins și Ashley Holt, la gitară Mike Egan, la gitară bass Roger Newell, la tobe Barney James. Dar care sunt acum primele două părți pe care le vom asculta? Mai întâi, The Journey, călătoria. Cea de-a doua parte, Recollection, amintire, rememorare. Călătoria cu calul, cu trenul, pe pământ, pe mare, începu. Doi oameni incitați de călătoria efectuată în trecut de un altul, în Islanda, unde muntele străjuia totul cu măreție. Începură împreună cu ghidul de drumeție să urce coama muntelui. Legați unul de altul, cu frânghie, pătrunseră în craterul vulcanului împietrit, de gheață. Privind în sus, prin telescopul bârlogului nostru, doream o stea care să ne însoțească. Continuam să înaintăm
în crater rugându-ne. În jurul nostru, cristale de cuarț opac presărau lacrimi transparente, formând magice candelabre, luminând galerii ondulate. Urmează naratorul. Admirând infinite tente de culoare, și-au continuat călătoria până au ajuns la intersecția a două drumuri. Fără nicio ezitare, profesorul Lidenbrook a luat-o prin galeria de la est, parcurgând cu toții arcade uriașe ce aduceau cu o catedrală gotică. Calea estică apucată i-a dus însă către o galerie înfundată. 3 zile le-a trebuit pentru a se reîntoarce la acea încrucișare de unde vroiau să o apuce pe celălalt drum. Dar rezervele de apă erau limitate doar la o singură zi. Disperați au început să caute un izvor ce părea să existe, căci de undeva venea o ceață aburindă. Aproape epuizați, după alte 3 zile de căutări, atunci când erau mai disperanți, Hans, ghidul, a auzit șipot de apă sub peretele de stâncă. Cu turnăcopul au făcut o spărtură prin care a țâșnit apă clocotindă ce se răcea pe măsură ce intra în galerie. În acea apă au descoperit însă urme de viață și mai mult decât atât. Aceea era calea plutitoare către centrul pământului. Au numit acel curent de apă Handstream. Cu puteri sporite date de apă, cei 3 și-au continuat călătoria până când, la un moment dat, s-au rătăcit unul de celălalt. Axel, nepotul profesorului Lidenbrook, singur, începe să simtă frica. Mintea lui era năpădită de amintiri despre casa și prietenii de la Hamburg, logodnica Grauben și halucinații despre toate peripețiile călătoriei. Nebunit de frică, începe să alerge besmetic prin galeriile întunecate până când, izbindu-se de un perete de stâncă, cade epuizat. Deodată începe să audă voci și recunoaște vocea unchiului său, care se spărgea purtată în ecou de ziduri. Cu ajutorul cronometrelor au stabilit că se aflau la o depărtare de 4 mile unul de celălalt și în cele din urmă Axel pornește condus de voci în căutarea profesorului și a ghidului Hans. Deodată Axel simte cum pământul îi fuge de sub picioare și în cădere, lovindu-se cu capul de o stâncă, căzu în nesimțire. Când deschise ochii, se văzu alături de profesor și de ghid și privind împrejur, observă un ocean cât cuprindeau ochii și o imensă pădure de ciuperci și crestele unor munți străjuite de nouri, astfel încât se crezu înapoi la suprafața pământului. Dar curând, înțelese că ei descoperiseră o lume nouă în interiorul pământului.
Brown to bright yellow, their way lit by crystals appearing as lighted globes. They continued through the lava gallery, which gently sloped until they reached the intersection of two roads. Without hesitation, Professor Lidenbrook chose the eastern tunnel, and the journey continued through a succession of arches appearing before them as if they were the aisles of a Gothic cathedral. The walls were enhanced with impressions of rock weeds and mosses from the Silurian epoch. Taken had come to a dead end. With 3 days' walk back to the fork to find Arne Saknussemm's original route, they found their water rations were limited to 1 day.
Knowing their only chance of finding water was on that route, they set off for the fork, and there, finally, they fell, almost lifeless, on the third day. After sleep, they continued down the other tunnel in their quest for water, and while searching on his own, Hans the guide heard the sound of water thundering behind a granite wall, and with a pickaxe, attacked the wall so as to allow a stream of boiling water to enter and cool in their tunnel. Not only had they found life in the water, but they'd also found a flowing guide to the center of the earth. They called the stream the Hans Bath. Replenished with the water, the journey continued with haste, but somehow they find themselves separated. Professor Lidenbrook's nephew, Axel, found himself alone. His mind was seized with unparalleled fear, and he saw memories of home flashing before him. His fiancée, Grauben, his house and friends in Hamburg. He saw hallucinations of all the incidents of the journey. And unworthy as he felt, he knelt in fervent prayer, and then in panic, he ran blindly through a tunnel, only to reach a dead end, where he fell panting for breath. In the darkness he cried. Voices, 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 he heard voices. He heard his uncle's voice. Due to the shape of the gallery and the conducting power of the rocks, his uncle's voice was uncannily traveling around the walls. And by means of their chronometers, they discovered they were 4 miles apart. So Axel set about the task of rejoining the professor and their guide.
Oh,
disappeared from beneath his feet. He fell down a vertical shaft, his head hitting a sharp rock. He lost consciousness. On opening his eyes, he found himself with the professor and the guide. And looking around him, he saw an ocean stretching as far as the eye could see. A giant forest of mushrooms. A line of huge cliffs. And strange clouds hung overhead as he lay on a deeply indented shore of golden sand strewn with shells. For a moment he thought he was back on the surface of the earth, but he soon realized that they had reached a world within a world. Acestea au fost primele două părți din suita Journey to the Center of the Earth. Din păcate, discul nu are posibilitatea concertului, pentru că suita numără în totalitate 43 de minute, a trebuit să fie întreruptă. Următoarele și ultimele două părți se intitulează The Battle, Bătălia, și The Forest, Pădurea. Din tulpinele imenselor ciuperci, cei trei își confecționară o ambarcațiune cu care porniră la drum din portul Grauben, numit așa după numele logodnicei lui Axel. Purtați de vântul prielnic ce sufla de la nord-vest, navigau cu 3 mile pe oră pe suprafața lucitoare a apei. După 5 zile, pierdură din ochi pământul. Le-a fost dat apoi să asiste la o luptă teribilă, pe viață și pe moarte, între 2 monștri marini, unul cu dinții de crocodil, cap de șopârlă, un nihtiozaur, celălalt un șarpe cu carapace de broască țestoasă. Nori cumulus se formau grei la sud, cu briza se mișcau împreună, adunându-se și întunecând cerul amenințător. În liniște resemnată așteptau furtuna. În cele din urmă aceasta izbucni, dezlănțuindu-se timp de 4 zile. Compasele indicau însă o schimbare de direcție. Încercând să revină la cursul inițial, trec pe lângă imense câmpii acoperite cu scheletele unor animale uriașe, mastodonți. Apoi, aventurându-se într-o pădure, descoperă un schelet ce purta semne umane. Era acela al unui păstor, atât de vechi ca și viața. În cele din urmă, cei trei, profesorul Lidenbrook, nepotul său Axel și călăuza Hans, ajung din nou în fața unui obstacol de netrecut, o stâncă pe care o dinamitează. Explozia provoacă însă o altă erupție vulcanică. Sunt purtați împreună cu embarcațiunea, subți, mai bine zis, de această mișcare de erupție împreună cu apa oceanului, aterizează în cele din urmă, într-o câmpie străjuiți la est de munții Calabriei și la vest de amenințătorul vulcan care aruncase din nou la suprafață, vulcanul Etna. În acest fel, i-a sfârșit călătoria din vulcanul Snæfell din Islanda prin centrul pământului și înapoi la suprafața pământului prin craterul vulcanului Etna. Having made a raft from wood taken from the giant mushroom forest, with rigging consisting of a mast made of 2 staves lashed together, a yard made of a third, and a sail borrowed from their stock of rugs, they set sail from the harbour, Port Grauben, named after Axel's fiancée. With a northwesterly wind propelling them along at about 3 miles an hour, silvery beams of light, reflected here and there by drops of spray, produced luminous points in the eddy created by the raft.
Soon all land was lost to view. But 5 days out to sea, they witnessed a terrifying battle between two sea monsters. One having the snout of a porpoise, the head of a lizard, and the teeth of a crocodile, an ichthyosaurus. And the other, the mortal enemy of the first, a serpent with a turtle shell, the plesiosaurus. Cumulus clouds formed heavily in the south, like huge wool packs heaped up in picturesque disorder. Under the influence of the breezes, they merged together,
growing darker, forming a single menacing mass. The raft lay motionless on the sluggish, waveless sea. And in silence, they waited for the storm. Days the storm had raged as they clung to the mast of their raft for safety. Finally, with their raft wrecked after being bashed against the reefs, they lay sheltered from the pouring rain beneath a few overhanging rocks where they ate and slept. The next day, all trace of the storm had disappeared, and what remained of their stock seemed intact. But checking the compass brought only heartbreak, as it showed that a change of wind during the storm had returned them to just a few miles north of Port Bourbon. Deciding to try and find the original route, they advanced with difficulty over granite fragments mingled with flint, quartz, and alluvial deposits, eventually reaching a plain covered with bones like a huge cemetery. A mile further on, they reached the edge of a huge forest made up of vegetation of the tertiary period. Tall palms were linked by a network of inextricable creepers. A carpet of moss covered the ground, and the leaves were colorless, everything having a brownish hue. Exploring the forest, they discovered a herd of gigantic animals, mastodons, which were being marshaled by a primitive human being, a Proteus. He stood over 12 foot high, and he brandished an enormous bow, a crook worthy of this antediluvian shepherd. Thank you.
with astonishment and amazement which bordered on stupefaction. They fled the forest. Instinctively, they made towards the Liddenbrook Sea. Discovering a rusty dagger on the beach and the carved initials of the explorer before them on a slab of granite, they realized that they were once again treading the route of Arne Saknussemm. Following a short sea journey around a cape, they came ashore where a dark tunnel plunged deep into rock. And venturing down, their progress was halted by a piece of rock blocking their way. After deciding to blow their way through and setting the charge, they put out to sea for safety. With the explosion, the rocks before them opened like a curtain and a bottomless pit appeared in the shore. The explosion had caused an earthquake. The abyss had opened up and the sea was pouring into it. Down and down they plunged into the huge gallery, but on regaining their senses found their raft rising at tremendous speed. Trapped in the shaft of an active volcano, they rose through the ages of man, to be finally expelled out on a mountainside riddled with tiny lava streams. Their journey was completed, and they found themselves 3,000 miles from their original starting point in Iceland. They had entered by one volcano, and they had come out by another. With the blue mountains of Calabria in the east, they walked away from the mountain that had returned them, the frightening Mount Etna. Aici a sfârșit și călătoria noastră în noua lucrare a lui Rick Wakeman, Călătorie către centrul pământului. L-a costat pe artist 2 ani de muncă. Rezultatul, un ulcer care începe să se pronunțe. Mai mult decât atât, Rick Wakeman a urcat pe scena de la Royal Festival Hall din Londra, vineri 18 ianuarie 1974, cu 3 abcese și câteva injecții care să calmeze durerile. În fine, l-au acompaniat London Symphony Orchestra și corul de cameră englez, dirijat de David Misham. Narator David Hemmings, Journey to the Center of the Earth, un triumf al rockului simfonic. Pentru acest fragment din Hall of the Mountain King, Rick Wakeman i-a mulțumit lui Grieg. Iar Cornel vă mulțumește vouă tuturor pentru atenție. Cu bine!